Ia spuneți-mă, bă, băie, spuneți-mă mâncarea. Pentru că este luni, prima zi a săptămânii, după cum ne spune Wikipedia, ziua dintre duminică și marți. Astăzi în program avem trafic, stres, București, mașini, cu alte cuvinte, muncă. Să mergem! Știu că am început ziua într-un stil puțin mai pesimist, dar se pare că m-am înșelat. Nu tu trafic, nu tu aglomerație, nu tu mașini, locul de parcare l-am găsit imediat. Un mod foarte frumos de a-ți începe ziua de luni. Bine, asta cred că și datorită. Dacă vă întrebați de ce mijloacele de transport în comun nu sunt foarte aglomerate și de ce se circulă mai ușor, trebuie să știți că elevii sunt săptămâna aceasta în vacanță. Următoarea vacanță... Da, dați-i foame rău. Da. N-am mai mâncat de bine. Azi mâncăm la cantina Facultății de Medicină Veterinară. Bonus catering. Super mâncare. Da? Da. Chiar a fost tare. Am mâncat niște șnițel de la așa crocant. Cam porno. Ia zi tu, Vlad. Care? Da. Bună. Păcat că puteam să-mi iau... Mai cu vlag. Carol, ce era salata aia dubioasă? Vine-te așa. Salata de vinte era dubioasă. Dubioasă. Nu-l mai întreb pe Cătălin Munteanu 2 cum fu mâncarea. Gata cu vlogul, ne vedem mâine și nu uita să zâmbești. Ciao, pa! Nu știu cum se simt cei din apartamentele alea de acolo, dar nu aș fi acceptat niciodată să mi se pună reclama aia.